Deci toți mi-au spus asta de astăzi. Compatibilitatea indicatorilor tehnici. Și cum credeți, ce ar trebui să spune acest masterclass? Haideți să interacționăm cu noi, stau cu obsesie. Da, merge cea mai bine. Ar face un tandem bun. Ok, da. Adică cum pot să combin? Lucrurile ți-a sunt deja creată, da? Noi nu mai trebuie să combinăm, ce găsim combinatul cea mai bună ca să ajungi la rezultat. Pe lângă parametri și indicatorii care în sine trebuie să-i combini. Ce o să fac de la început? O parte din voi deja au experiență de la masterclass-uri, au experiență tranzacționare și de la început o să fac ca o recapitulare și pentru ceilalți care nu se inițiați. Dar la sfârșit sunt sigur, practic 100%, că o să vă ofer informații despre niște indicatori care voi nu cred că îi cunoașteți, dar dacă îi cunoașteți foarte bine, atunci o să mă susține. De OBV, dacă ați auzit. Un balans volum. Indicator de volum, o să vă dau ceva nou. Combinat cu Moving Average, cu Bollinger Bands, care voi cunoașteți. Știți, noi avem trei tipuri de indicatori, da? Indicatori. În general, indicatorii ce s-a fix ca traficul rutier. Simplu exemplu. Unde, ce poziții indicatori? Din denumirea lui îți indic ceva, corect? Da. Da, ei sunt de trei tipuri. Care sunt de trei? Oscilatori. Oscilatori. De trend. Oscilatori. Și volum. De trend. Și volum. Volum. E volum. Da. E volum. Așa. Deci... Înseamnă scuză zonă. Că un scaun de bărind. Așa. Indicatorul oscilatori. Astea cine sunt aici? Cine sunt aici? Stopa. Așa. Stopa. Stic. Cine? Nu. Așa. Haideți să facem diferența. Deci, care e diferența dintre indicatorul oscilator și indicatorul de trend? Oscilator care... Da. Oscilatorul se află sub grafic, da? Și indicatorii de trend se află pe grafic. Deci, în mod evident, e pe grafic. Parabolic sar e pe grafic. Fractal e pe grafic. Toate acestea, deci, pe grafic înseamnă că este de tendință. Așa, stochastic. Așa e CD-ul. Și de ce mai se mai zice oscilatori? Nu, oscilează, corect? Dar ăștia toți care sunt și MACD-ul, și stohasticul, și RSI-ul, toți sunt formați din linii. Și aia că ele permit aceste oscilații în dependență de preț, dar și în general cum se formează. Dar toți se formează în dependență de preț. Toți oscilatorii depind de medii mobile. Voi știți, asta e 100%. Și MACD-ul tot e din medii mobile, și stohasticul tot, și restul tot. Așa, mai departe, RSI-ul. Așa, cine mai este acolo? CCI. Da, CCI și tot așa mai departe. Încă sunt mulți. Așa, de trend. Tishomoku. Moving Average. Așa, ba. Aligator. Aligator, da. Aligator sau congresie. Aligator ce? Simplu indicator ce arată? Parabolic. Parabolic, exact. Hai, deci parabolic, exact. Bullying. Opa. Parabolic, exact. O să-i tot lucru mai câțiva, dar azi am putea să spun despre tot, ești foarte mulți, dar... Așa... Parabolic sau și legendar. Și de volum, ceea ce o să vă dau eu astăzi, o să fie O, B, B. On, balance, volum. Așa. Ce e oscilatorul? Trebuie să ți arate tendința. Și de volum, ce, cum credeți, cum se formează indicatorul de volum, în general, sau ce reprezintă ei? Volumul cere și un fel de moment X. Da, volumul în viață. Dar dependență de volumul în viață. Deci astăzi, mâine, dacă este în creștere, aici se adună la OBV, dacă este în descreștere, atunci se scade volumul. O să fără tăcuși pe asta. Aș vrea să încep mai întâi. Ok, cu stocastic, ce am vrut să arăt astăzi? Deci știu că sunt 100%, sigur că o jumătate din voi cunosc asta, dar sunt care nu cunosc. Convergența și divergența pe stochastic, cine cunoaște? Stochastic? Da. Ok, da. Dar restul, cunoașteți convergența și divergența pe stochastic? Ok, nu, da, nu-i clar. Restul nu. A, înseamnă că e bine. Înseamnă că e bine, dar înseamnă că e bine că să fiți mai atenți. Bine, atunci o să încep cu convergența și divergența pe stochastic. Știți, orice indicator oscilator are convergență și divergență.
Încep convergența de la agența și reprezentant. De ce am început cu asta și vă arăt cum este stohastic? Pentru că am crezut, vă le cunoașteți, vă arăt de stohastic pentru că o să-mi trebuiască la asta. Așa, haideți să încep atunci. Convergența și divergența de stohastic. Azi fără psihologie. Azi indicatori. Azi indicatori. Așa. Convergența și divergența. Cum o fac și cum o reprezint ca să ții minte? Trading de la fizică îi explic ideea cu lentilele. Nu? De acolo provine convergența și divergența, da? Deci, avem așa ceva. Eu am arătat eu de obicei la lecție. Așa. Aici. Când pătrund rasele, da? Aici ce fac el? Se unesc toate într-un punct. Converg. Da? Aici. Ce fac el? Dispersează. Se dispersează. Așa. Am făcut asocierea asta pentru că așa memorez mai bine. Nu? Se aduce aminti ceva, da? Aici ce trebuie să ții numai acest semn? Mai mare. Și aici trebuie să ții minte semnul mai mic. Și trebuie să ții minte că aici este buy și trebuie să ții minte că aici este sell. Așa. Este buy și este sell. Da. Haideți să pornim. Eu? Da. Grigore, tu vezi acolo? Sigur? Așa. Ai buy și ai sell. Ce se întâmplă? Deci, întotdeauna vine de jos, se ia de pe indicator. Da? Așa. Linie de deasupra se ia de pe grafic. Și acum o să vă arăt cum se formează. Așa. Haideți să fac rapid manual, stohasticul. Așa. Așa. Deci, ce a plătit indicatorul stohastic? Din două linii, nu? Avem stohastic grafic și lent. Așa. El procedează. Asta este rapid. Ok. Și asta este lent. Care vine între ele. Dar noi putem să o setăm cum vrem. Așa. El are două confirmări de viață când trebuie să intre. Una, când se intersectează aceste două linii, da? Și după când intersectează și linia 80. Așa. 80, 20, 0, 100. Aici toate sunt procente. Așa. Și puteți să mai folosiți să adăugați din funcțiile la stocastic linia 50. Din procent. Cum mai și la vibranci? Dar sunt trader care folosesc și linia 50. El tot pot să facă așa și face respingere, da? De la linia 50. Ok, ia dat să mai departe. Așa. Și începem cu comandă. Deci, pentru generare de semnale de cumpărare și vânzare, prima dată a fost dezvoltat în anul 1950, următoarea. Așa. O, la formula asta putem să întoarcem, dacă doriți. Da. No, sunt din voi, sunt persoane care iubesc foarte mult, nu, dar m-am văzut asta la ultima asta, ca să iubesc să vadă, de unde a venit, de unde a asta. Eu prefer de obicei să dau rezultatul final, da? Foarte bun, da. Da. Istoria, ia să le scrii și o să transcrii și ia să le scrii și până... Da. Ok. Nu, eu o să fac și o scurt asta, asta nu înseamnă. Pot să spun, puteți să vă concentrați cu mine, nu vreți să vă zic. Dar eu cum o să dau și chestia asta. Așa, stohasticul, asta e linia stohasticului, da? Ia de ce reprezintă? De ce? 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 Este prețul. Da, prețul din ghidre minus L14. Ce reprezintă? Cel mai mic preț din această perioadă. Dacă e stohasticul e de 9, înseamnă că o să fie H de 9. Cel mai mic preț din acele 9 românări, da? Și aici o să fie H14. Ce reprezintă? Cel mai înalt preț. Și așa se numește. Asta e cel mai mic preț, supra cel mai mare preț, cel mai mic preț și se înmulțește cu 100%. Dacă dați următoarea pagină, așa, iată, un exemplu. Avem 9 românări. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, în sub. Ok, stohasticul cu 8, să spun. Așa. Și aici ce avem? Cel mai... prețul acesta, da? Minus cel mai mic preț, s-a primit 40. Corect?
din formula, supra lui cel mai mare preț, minus cel mai mic preț, supra lui 50, corect? Și înmulțești cu 100% și îți dă rezultatul 80. Cel care e bine 80, care nu unde ajunge stohastică. Iar ea transformează. Dacă s-au mai apărut o lumânare pe grafic, asta gata, nu o să o luăm în calcul. Mai apare unul, nu se ia asta. Și că așa se formează și o stohastică. Ok, dar asta am clarificat. Să vedeți asta, știu eu și asta mă dă. Așa. Chestia asta ne-am plăcut. Acestea sunt, nu știu dacă se vede bine, o să închid lumina. Ia să găsi. Nu? Nu poate așa, știi că... Așa și aici să mai fie multe. Nu? Așa. Și aici mai fie. Stai lumina de tine noastră. Ok. Da, da, da. Așa, aici am pus cu linia voastră și cu linia roșii, deci intrările pe piață. Voi este, dar în jurul de cunoaște, toți la parte. Aici nu vreau să concrezi mult. Evident, când are străbatul în sus, în jos e intrare de sale, evident, niciun indicator nu s-au poți folosi singur. Dar ce-l folosești singur, nu aduce niciun rezultat. Maxim ce pot? Nu, am avut o situație. O situație, nu ieri, da, ieri. A venit doamnă, a tranzacționat numai după stohastic, 75 de tranzacții, în timp de 2 ore. În timp de 2 ore, 65 de tranzacții stohastic. Evident, nu era pe, nu pe cont real, condemnă, de la practică. 75 de tranzacții în 2 ore, pe stohastic, cu 3 profituri de astea micuții de 3, 4, 5 puncte, adică cum faci pipsuială, da? Sau cum se deci faci lote. Și numai pe intrări cu metoda adăugării după stohastic, se orienta după H4, H1. Asta e un rezultat extraordinar. Deci se face 75 de așa pe toate scurte și toate pe... A prins plus sau pe minus? Toate pe plus. Plus? Pe plus, toate pe plus. Nu, 75 toate pe plus. Da. Ea lucrează cu take profit micuț fără stop plus. Așa au lucrat. Nu, asta a fost un simplu exemplu care am dat. Așa, dacă o să dăm mai departe, deja asta este care ce vreau să mă opresc, eu vreau să mă opresc la chestia asta. Oh. Iar câte convergența și divergența după stohastic. Aici este luat în grafică de 4 ore. În ce constă acest lucru? Voi cunoașteți chestia asta de la mersi. Da. Dar stohasticul nu este diferențat foarte mult, pentru că tot un oscilator, numai că acolo sunt medii mobile. Dar aici e pur și simplu prețul din calculat. Iată. Are maxim, adică minime, în descreștere. Și formată de atât, da? Și minimele de pe stohastic au fost răbatere, întoarcere și a doilea. Nu a ajuns la nivelul 80 și nu a fost în zona de supracumpărare. Deci el s-a respins undeva din jurul nivelului 50. Așa, nu a adus a doilea maxim și dacă puteți să-mi creștere. Și de ce am pus aceste două linii? Ca să vedeți că coincid minimele cu minimele de aici. Da? Și așa, aici te orientez când străbate, te orientez în tranzacții de cumpărare. Și că funcționează undeva, chiar s-o prins din zona asta, e bucata asta, să știi, e vorba de H4. Deci aici e vorba de H4. E perioada mai lungă, mai departe. Iarăși, nu te arunci în orice intrare în viață, deci trebuie să selectezi. Ok, iarăși, ai în descreștere, aici merg în creștere. Și dacă se orientezi intrarea în tranzacții de bani, undeva în zona asta, ok, te orientezi după lumânare, dacă nu are mai sus, undeva. Oricum aici, chiar să orientezi porțiunea asta micuță, el de grafă are minim 20-30 puncte minim. Ție, convergența și divergența nu trebuie să te arunci în tranzacții de 50-100. Oricum, ele, dacă se măsori pe grafic, el poate să arăți 200 de puncte. Ți-le trebuie trei mai scurte. Deci, întotdeauna pe indicatori, ce legat de indicatori ăștia oscilatori, te orientezi întotdeauna în tranzacții pe perioadă scurtă. Ei nu vă arată... De asta n-ați ținat trendul. Poftim? De asta nu ați ținat trendul. Nu, nu, nu. Aici nu, el nu rezistă către trendul. Pentru că știi, vă explic și de ce. Ați observat de multe ori că indicatorul stohastic arată că se întârziază intrare. Da. Păi eu nu o să-ți arăti că exact de ce intrare am bani. Întrarea ta în bani o să-i puțin mai sus. Și o dar pierzi o parte din poziție. Și primești de asta și te orientezi pe bucățică mică în viață. Așa, și dacă să mă uităm aici, să văd dacă avem vreo divergență. A, și tău și divergența. Maximele merg în creștere. Așa, și aici merg în descreștere. De obicei, cum se formează? El de pe grafic face așa o formă. Un maxim, a doilea maxim, și aici pe grafic stohasticul, deci dacă uiți în zona 80, zona 80-100,
Așa, el trebuie să fie în felul următor. Îți faci un punct unde coincide și îți faci un punct unde coincide mai jos. Așa, și cam așa trebuie să meargă în creștere și așa. Și să formeze această divergență. Și dacă m-am îndreptat înapoi, ce reprezintă? Linia de jos, adică aici semnul mai mic, dacă să-l prelungesc așa, e semnul mai mic. Linia de jos, de la semnul mai mic, o ia de sub grafic. Linia de jos, o ia de sub grafic. Ați folosit vreodată convergența și divergența stohastică? Nu. Ok, nu avem deja să am convergența de timpul de sub și divergența deasupra. Evident, convergența converge către, adică întotdeauna e tranzacție de bani. Evident că scază întotdeauna de sub. Asta te gândesc. Divergența întotdeauna e tranzacție de sell. Și întotdeauna te orientezi în partea deasupra. O mare parte din divergențe îți arată intrare pe corecție. O mare parte, nu toate, dar o mare parte, da. Chiar și te orientezi și astăzi, numai ca gasul natural, se formează acolo o convergență. Și acolo, dacă stai spre convergență, îți primești și intri în tranzacții de corecție. Până ajunge în partea de sus, independent cum oscilează piața. Dacă piața oscilează rapid, dacă stohasticul și piața e foarte volatilă, deci foarte rapid se ridică în sus. Adică spune așa, noi dacă am văzut divergența, da. Da, ultimul acolo de jos, asta e convergența. Convergența. Îl așteptăm până se ridică la 80, adică când deja trece... Nu, se apă 20. Nu, se apă 20. Același principiu stohasticul. Da, e clar la toți? Că aveți întrebări? Uitați așa, da, dumneavoastră, uitați așa, concentrat. Ok. Bine atunci, cu stohasticul, asta e situația. Dacă apar ceva întrebări, parcă să eu să mai răspundem. Dar acum, domnul Cornel, să vedem strategiile ce legate de cicluri, de economice. Știți asta că tot împirica și piața se mișcă în cicluri, da? Dacă se faci și se mișcă în anumite cicluri. Păi sunt anumite cicluri care pot să le gestionezi foarte bine cu indicatorul stohastic. Și acum o să vă explice în ce constă aceste cicluri. Așa. Da. Da. Și lumina a pus-o. Da, eu la fel ați mă folosesc de... Adică de grafică. Eu cel mai bine să vedem în H4 divergență și convergență. Sau poate și în H1. Poate și în H1, dar H1 încă și mai mici în grafică. Da. Adică în H1 asta ar fi pentru 10 puncte maxim? Da, da, 10 undeva, 10 la 10 puncte maxim. Cam fel de scalping, da? Da, cam fel de scalping. Dar în H4 undeva 20 puncte maxim, cam așa e interviu. Păi sunt direct o să-ți arătă și mai mare intrare în piață. Deci pe H4 20 pe 10. 20-25 max. Bună seara tuturor! Bună seara! Sunt sigur că ceea ce vom discuta și anume tematica asta ciclurilor, eu uneori chiar o ating și la predarea cursului. Dar, cu siguranță, adică veți vedea ceva nou, dar care în continuare veți avea posibilitate să o testați, să vedeți care ar fi pentru dumneavoastră compatibilitatea acestui indicator stocastic și a strategiei date. Îmi spuneți, toți utilizați stocasticul? Da. Dar de ce? E foarte comod. E ușor. E ușor de citit, da? Așa sunt temele între ele. E ușor, da. E simplu și eficient. Da, corect. Ok. Cum a spus colegul meu, domnul Mihai, adică astăzi vom discuta puțin despre ciclurile economice. Ciclurile economice, noi în mod evident le vedem în daily, să știți. Adică le vedem într-o perioadă mai îndelungată. Ce ne arată nou time frame-ul de daily? Tendență. O tendință globală, da? O tendință de lungă durată. Noi cu toții, majoritatea traderilor punem accent pe tranzacțiile intraday. Așa este sau nu? Da. Probleme cu răbdarea la toți.
Ok. De ce? În primul rând e comod, dar într-al doilea rând e... rezultatele le simțim cu mult mai rapid. Bine. Astfel, în tendința vinderii, noi vom avea mai multe cicluri, în, și anume, după strategia stohasticului, adică ciclul stohasticului, indicatorul dat, noi urmărim anume deprecierile și aprecierile prețului, cât pe piață, așa și va fi reflectat el și pe indicatorul dat. Adică, orice cădere, noi o avem din zona de supravânzare, da? Zona 80, nivel, deasupra nivelului, mersi. Nivelul 80, și care reprezintă un nivel de supravânzare și o cost, adică le mai spunem, noi le mai numim în nouă. Zona de, ce se află sub nivelul 20, asta este un nivel de supra, adică 80 de supracumpărare, 20 de supravânzare și sub altă. Din cât citesc dumneavoastră vedea, indicator, da, lăsați o indicator, mersi. Ok. Ce vedem noi aici? Noi vedem un început de depreciere a prețului, unde, dar în mod evident să trageți corect să începem, adică această strategie să o înțelegeți. Deci, în deli, plasați punctul maxim a acestui impuls crescător care îl vedeți pe stocastic și s-ar începe un impuls descrescător. Până unde el are loc? În mod evident, iată până în punctul lui minim, aici. Iată ceea ce vedeți dumneavoastră, asta este un ciclu. Este un ciclu de depreciere, dar îl avem în deli. Aceleași cicluri, noi le avem și în H1. Ținând cont de faptul că cu cât e mai mic time frame-ul, cu atât e mai, adică potențialul profitului e mai mic. Și, da, tranzacțiile sunt mai de scurtă durată, dar și avem posibilitatea de a lua profituri, sunt mai modeste decât am tranzacționat în deli. Ok, toată căderea asta a prețului, ea reprezintă, iată-ți punctele maxime și punctul minim. Cum credeți? După indicatorul stohastic, nou aici ne indică o singură intrare, așa este? De sell. Da, să ne conducem dacă... Dar această porțiune, dacă putem să o examinăm în H1, avem în istorie. Fiind că majoritatea din noi tranzacționăm în H1, anume am adaptat această strategie după cerințele noastre, a traderilor. Deoarece tranzacționând noi, să știți cu toate, eu sunt sigur că voi, în nevrând, ieșiți la o concluzie de a folosi propria strategie. Așa este. Cunoștințele le dobândiți aceleași la curs. Dar ieșiți cu propriile strategii. Cineva folosește MACD-ul, cineva nu folosește MACD-ul. Cineva folosește stochasticul, cineva mai mult dă preferență moving average. Sau îi dă preferență RSI-ul. Sau, adică, decât moving average, parabolic. Multe și mult, mult. Așa de departe. Da. Am ales... Da, trebuie, da. Am pus asta. Не за харбах, ты мой ушор, но... Ну, не, мы этим помимо. Да, когда Михаил коллегу его спуск финатор Алгаз формяз его подержанц возмота. Мы не будем даже был транзакционать финатор Алгаз. Да, да. И просто баня. Да, что им требовали транзакционать. Окей. И как их попросали. Ну, ке я подумала контракт. Газ, шкатак, газ, окей. Да? Окей. Ну, Михаил, мне с МДЛ еще вас вспомнил, но я моя брать. Да, проблем. А, окей. Хорошо, хорошо. Ну, надо понять.
Așa, iată asta e începutul. Că tare e... Trebuie adus un pic mai stâng. Da, iată. Încetă cu marul. Nu, mă arătat. Da. Jos, în mare. O să acolo. Nu, dar nu, asta trebuie să vedeți. Da, eu de aici începe, cum o să mă... Ok, da. E un început. Ulterior, de care voi vedeți tendință? Descendent. Adică, dar înainte de a deschide tranzacția, noi avem nevoie de trei răspunsuri. Așa este? Da. Care sunt ele? Direcția, înțeleg și ușurarea. Super. Direcția, ușurarea. Și ieșirea. Direcția nouă ne arată trendul. Așa este? Da. Toți îl utilizăm, toți ne folosim de anume de trend. În continuare, având îndeile o singură intrare în cel, știind că în time frame-ul H1, asta este ca un zoom, da? Ca și un Google Maps, adică da. Când punem punctul A din punctul A în punctul B, noi vedem un drum cât de cât drept. Când începem a scrolla și a face zoom-ul, noi deja vedem toate serpentinele, toate cotiturile și toate momentele. E ca fix în formatul dat, noi și lucrăm. Adică din daily, dăm în H1. Asta H1 și a fost. Da, mersi. Deci la noi începutul, da? Ok, la noi de-abia aici s-a început trendul descendent. Așa e. Mod evident, să luăm în considerare prima întrare. Ciclul în H1, să știți că este când începe de sus și îl finisează cu străbaterea, ajungând înapoi la nivelul 80 în mod evident. Da. Iată în formatul dat, da. Noi avem posibilitatea ce? Să tranzacționăm de mai multe ori. Acestea sunt mini-cicluri. Când nu ajunge prețul, cum din câte dumneavoastră cunoașteți, având nivelul 50, da? Da. Avem nivelul 80, avem nivelul 20 și avem nivelul 50. Când îl avem o... Având nivelul 50, ne ajungând la nivelul 80, prețul se întoarce. În mod evident, aici și stohasticul nu ne arată această întoarcere. Dar, ne ajungând la nivelul 80, el nu a finisat acest ciclu de depreciere sau de apreciere a prețului. Și asta noi anume vedem în porțiunea asta. Iată, în toată porțiunea asta, toate tranzacțiile de sell se recomandă după strategia stohasticului, care cu toții voi o cunoașteți. Unde noi intrăm în sell? Unde nou ne arată stohasticul? Când? Când? Da, când străbate nivelul 80 în jos. Ai, în porțiunea asta, noi avem doar o singură intrare. Da. O vedeți? Da. Iată-o. Deja unde ieșim, fiecare își ia decizia. Noi avem posibilitatea să ieșim după nivel, după stohastic, același, da? Ajungând aici și văzând că el se întoarce înapoi să își face întoarcerea evoluția prețului, noi ce facem? Unii ar putea să-și fixeze profiturile anume în puncturile, în punctele este care reprezintă, cred că e aici. Ok. Da. Voi mai clar. Aici, dacă vedeți, aici au ajuns la nivelul 80, da. S-au întors și a pornit. Nu, Mihai, dacă puteți să modifica, puțin direct pe la minimul ăsta. Pe la minimul ăsta. Da. Păi am pus intrările în ciclu. Aha. Acum, de fapt, e mai mult o... Nici măcar în adică, care este sensul la strategia asta? Noi îl putem folosi... Sell, corect, cu metoda adăugării. Dar, cum noi să fim siguri că când să ne oprim, ne ducem înapoi în day. Și când are, puteți să... Asta e... Deja e sfârșitul începutului, da? Este în day.
aici vine da. De sus, să nu, nu mai mă spun. Aici e vine tare ce cuvinte. Puteți să-mi dai să le pune să fie? Am dat calendar. Eu am tranzacționat și uneori tranzacționez și acum, adică după metoda asta. Adică ia cât da. De aici până aici, la noi să tranzacționăm în Delhi, ar fi o singură intrare de sel. Așa este. Ați văzut că 1, 2, 3, 4, 5 și ultima de acolo am posibil era 6 intrare. Ia câte ce înseamnă, adică anume tranzacționarea în H1 după ciclul și ciclul din Delhi și ciclul din H1. Întrebare. Da. În momentul în care noi în Delhi vedem această începere a impulsului de sel, practic în H1 avem mai multe zone de intrare pentru adăugare. 5 am numărat acum. Deci noi practic, care dată când punem o semnă ca și unul, noi reverificăm după aia în Delhi, să vedem dacă acest impuls s-a finalizat. Da, la un clic distanță suntem, da, ne uităm practic. În Delhi, dacă, vedeți, aici ar fi un început de ciclu nou de da. Depreciere, chiar în Delhi. Dar încă nu este cazul, încă nu este momentul, noi ar trebui să așteptăm anume străbatere la nivelul 10. Când avem această străbatere, ne ducem în H1 și căutăm intrarea, dacă ne folosim după strategia stohasticului, fără adică, mari dubii, am intrat de fiecare dată când nou ne arată străbatere nivelul 80 în jos. Și vă țineți tranzacțiile active până când, spre exemplu aici, al examinării, până când în D1 nu ajunge sub nivelul 20 și începe o creștere și al străbate nivelul ăsta 20. Asta ar fi un început de ciclu din Delhi crescător. Și atunci închidem toate tranzacțiile noastre de sal. Dar închidem doar după ce înapoi înțeapă în 20. De ce? După strategia asta, da, în mod evident. Că, de ce eu vă spun așa? Câte ori cu toții, cred că am întâlnit în practica noastră de tranzacționare că parcă ar da semnal să ducă în jos, dar în continuare, de care? Ia câte situație. Da, da, da. Și să ține deasupra nivelului 9, da? Nivelul 80. Aici parcă e o mișcare de nimic atoată, dar în realitate, pe grafic, acolo sunt puncte și puncte și puncte. Și dacă așa este, asta, de obicei, nu prea se întoarce așa trepte înapoi. Asta e. Și fix așa situație, noi putem să o avem și sub nivelul 20. Iată cum aici au fost, ca de exemplu. Asta ar da pentru noi să pierdem careva potențial, destul de bun. Că mișcările, adică ținând cont de volatilitate, de time frame, în asta constă tot. Și aici eu am tranzacționat și recomand anume tranzacționarea. Anume, până la străbaterea înapoi la nivelul 80, dacă am fi pentru buyer în ciclul ăsta crescător. Ok? În H1 asta ar însemna toate străbaterile nivelului 20 în sus, noi dăm buy. Sau că noi întreb pe daily, de 80 și... Stabilim un ciclu, iată, intrare. Ca de exemplu, s-ar primi amuia, da? Da. Punem și chiar așa și le plasați. Da. Barele verticale le puneți la începutul ciclului, deoarece voi să vedeți pe mersul, adică, da. Și de acolo se începe, de aici se începe startul acestui ciclu descrescător. Și plecați în H1 și începeți să căuta, așteptați toate intrările care vă le arată de la 80 în jos. Și le țineți până când în Delhi n-ar străbate nivelul 20 și s-ar întoarce înapoi. Ia că este punctul de ieșire din toate tranzacțiile. Momentul de întoarcere trebuie ieșire. Da. Da. V-am arătat de ce, că sub apă el poate să stăie sub nivelul 20, poate să stăie mult și bine și asta e volatilitate destul de bună pe piață. Asta ar însemna că noi nu am folosit practic, adică tot potențialul acestui ciclu. Ok? În asta constă, ia câtă strategie asta. Tranzacționând eu personal, dacă nu, asta mai de mult a fost, adică prin metoda asta folosim, eu am, atunci am obținut un rezultat de 1000 și ceva de puncte. Timp de vreo 2 săptămâni. Colegi care am utilizat
utilizat împreună, în același concomitent fiecare, adică și-au luat strategia asta și-au aplicat după sine, adică după regulile ei, dar pe care instrumente durea. Adică au fost și 800 și 900, adică niște rezultate destul de bune. Așa că vă îndemn și pe voi, că voi acum la masterclass, sunteți în etapa de ridicare a calificării voastre, da? Asta v-ar permite vouă să vă testați posibilitatea și acestui, adică și fixarea profitului destul de bun, deci după strategia asta. Da, înainte de toate, noi ce recomandăm? Aveți posibilitatea să o testați în mod evident și în istorie. Stabiliți ciclurile crescătoare, ciclurile descrescătoare din Delhi și examinați-le în H1. Dacă aș face eu după strategia asta, încă ceva important, fără stop loss aici. Puteți, când adăugând tranzacții, puteți să plasați la ultimele rămase în urmă sell-uri sau buy-uri, stop loss-uri pozitive. Asta ar fi ca o posibilitate de a nu fi afectați de o volatilitate inversă, de o evoluție a prețului. Da? Este un factor fundamental și zilistica. Ok, asta este tranzacționare tehnică. Ca indicator, ca posibilitate de fixare profitului destul de bun. Așa că vă îndemn pe toți să... Trebuie la bani. Da. Deschidem la 20. Deschidem de aici, iată voi, ciclul de bani. Unde el iese de 20, da? Da. Nu. Iată, când străbate. Da. E sub 20, da. Aici el se începe, dar deja eu aici îl văd. Asta ar însemna, iată. Stoi. Zic că noi deschidem bai când sunt asumează liniile, da? Când încerc, când ambele linii străbat nivelul 20 în sus. Și închidem când interacționează 20, 80. Le închidem toate care le-am folosit prin metoda adăugării din H1, când îndeli nivelul 80, al străbate deja în jos. Iar că atunci e finish-ul la, așa spunem, la ciclul ăsta. Ce instrument e valabil strategie? La toate. La toate? În mod evident, punem un accent, la moment punem accent pe Forex, pe piața de mărfuri, ok? Pe piața de capital nu l-am testat. Pe piața Forex și pe piața mărfuri. Nu lucrează. Da, puteți să-l... Foarte ușor, v-ați plasat din istoria pe pildă de ciclul ăsta și vă duceți și vă căutați în H1. Так, ciclul descrescător. Eu încă mai pentru comunitate, de fiecare dată mai plasam o săgeată. Să văd ce fel de ciclu. Deoarece când mă duc în H1, acolo fluctuația în diapazonul ăsta e, ați văzut, de 5, de 6 ori mă arată între. Adică, așa o porțiune, așa spunem, scurtă, de tranzacționare, nouă ne-ar da un potențial de vreo minim. Minim 3. Dar dacă numărim în intrare de asta false, ca cum este la 80 la 20 intrare, cu intrare și cu brusc ieșire înapoi în jos. Apu. Nu, e că este jos. De aici, până aici, se consideră ciclul descrescător. Eu am înțeles, dar e că este doar că stau și încep. 80-20. Da. Păi dacă e că el a intrat în 80, da? E că acum acolo la capăt. El a intrat, nu, la capăt, ultimul val de capăt. Da, e că el a intrat în 80, da? Da. Cu străbătul 80. Și probabil că se întoarce înapoi, prus, ridică sus. Ambele dintre străbătul 80 în jos. Nu, ideea care e. Mai anterior să vedem chiar un exemplu. Stați puțin. Ambele dintre străbătul 80 în jos. Da. Ce ciclu ai ieșit examenul acum? Eu aș vrea să văd de lucruri. Bai. Eu ce aveți să fac? Eu aveți în stâng toate bani. Aveți în vedere că la nivelul 80, da. Dumneavoastră ați întâlnit la sell? Nu, cred că dacă e invers, dumneavoastră ați spus sell-uri, da? Acum faci să mai. Medieri. Ți-e dacă te începi, ești întoar și piața înapoi. Da. Când mergi în H1, îți arată intrarea odată de sell, tu ai intrat în sell, piața în vele, dacă se mai ridică mai sus, se ridică intrarea iarăși în sus, în H1, da? Și primești ca doilea sell care o să fie la linie, o să iei mai sus.
decât primul și primești că îl mediezi. Într-un final, oricum, îndelii se întoarce înapoi și ține toate mediații. El nu poate în continuu să afle numai deasupra nivelul 80. El totuși, el poate să mai facă cu așa o cădere, așa spunem, falsă, da? Da. Să ne dai un semnal fals de ciclu descrescător. Și pe urmă iar, dar odată și odată el lasă viață. Da. O să arăt pe graf, cred că asta avea să întreb colegi. Deci în momentul ăsta aici e intrare. Deci noi toți interpretăm că aici e o intrare. Da, asta ar fi un... Vine înapoi, iar în o covoară până Rusia se întoarce, după aia iasă aici. Deci pe intervalul ăsta, doar noi venim cu un semn, dar el e în creștere. Deci aici este o intrare falsă, sau cum să o înțelegem. Pentru că aici, de fapt, piața merge în sus, noi mergem pe o variantă de semn. Da. Cred că asta a fost... Iar ca asta? În cazul ăsta, asta e mini-ciclu, se primește. Iar că porțiunile astea, care vin până la 50 și se respinge, astea sunt mini-ciclu. Și ce faci? La fel înseamnă că ne conducem de el. Deci că eu am tranzacționat după, anume numai după ciclu. Numai după ciclu. Dar, iată acestea mișcări, aici sunt deprecieri, aici aprecieri. Aici deprecieri, aici aprecieri. Adică astea sunt mini-cicluri. Ciclul se consideră punctul de începere de la nivelul 80 și când el ajunge sub nivelul 20. Dar toate întrebările astea sunt mini. Ok, și în astfel de situații ce facem? Oricum este profit. Profit. Adăugând tranzacții de săl acolo, la sfârșitul unui se încheie ciclul, oricum vom ieși mai sus cu... Chiar să luăm punctul minim din acest ciclu, da? Da. Și tu ai deschis tranzacții de săl aici. Da. Deschizi de aici, pentru că în H1 tot asta are de trei săl. Ai aici un săl aici, un săl aici, un săl aici, un săl aici, un săl. Aici iarăși deschis săl, săl, săl. Îți primește că distanța asta de aici până aici e de 300 și ceva de puncte. Și distanța de pe minim până aici undeva 100 și ceva de puncte. Adică îți primește raportul undeva de 1 la 2. Și la tine, într-un final, când să închizi tranzacțiile, îți 1 la 2, evident că poți să ai tranzacții de două ori mai puțin în profit ca să ieși pe 0. Și într-un final, oricum ești în rezultat. Pe total ești pe plus. Da. Ori ești pe 0. Adică, oricum, asta se mediază. Ești în mediere. Pentru că chiar dacă el o străbătut în jos și oscilat în zona asta, te-a ridicat în partea de sus. Ciclul se finisează în zona când străbate nivelul 20. Dar în mod evident, adică folosim toate momentele de intrare care vă le arată în H1. Asta e. Mediere facem în H1, da? Ok? Da, e. Da. În mod evident, adică puteți și în H4 să vă folosiți. Asta ar scăpa mult întrebări din H1. Și încă ceva foarte important în strategia asta, trebuie să folosiți risc și mai management. Acum ați întrebat de piața de mărfuri. Până acum sunt anterior de gaz, da? Și era o problemă cu gazul. Piața de mărfuri, evident că acolo trebuie să aveți mai cap 5-6 întrebări. Corect? Dacă ați văzut, când ai ciclul ăsta mai cap 5-6 întrebări de schimb. Înseamnă că trebuie să te gândești în așa fel, în cazul în care, când mergești în așa situație și ai deschis un săl al doilea, al treilea, al patrulea, tu trebuie să reziști la toată creșterea asta. Pentru că ție în H1 asta arată multe intrări și anul ce se primește. Tu n-ai calculat risc și money management și ai deschis o tranzacție de săl aici, ai deschis aici și la tine cortul mai departe nu îți permite. Acum ce faci? Pe asta te ridică în sus, te se întoarce înapoi și nu mai ajunge la tranzacție de săl. Și ai rămas cu un ciclu nefinisat. Deci, ca să fie un ciclu finisat, trebuie să respectați risc și money management ca să rezici până la capăt în viață. Risk și money management nu numai în strategie, nu oricare strategie, nu trebuie să simți. Da. De asta și noi contează foarte mult. Foarte mult. Ok. Și mai departe, să mergem cu, cred, cu OBV-ul, da? Da. Da, da. Poți să... Da. Încă aici, indicatorul MACD. Poteți să dați înapoi ca să vorbesc ceva despre MACD. Așa, încă o dată înainte. MACD-ul e 12.26.9, corect, sau 5.34.5, nu? Hai să spară aminte pe MACD. Hai să folosiți. Care diferența dintre ei? Nu știu. 12.26.9, ce e acolo? Reprezintă în felul următor. 12, asta 2 săptămâni de tranzacționare, 26, asta sunt o lună de tranzacționare și 9, asta e săptămâna jumătate de tranzacționare, cum așa era în trecut, 6 zile de tranzacționare se făcea.
5.45, scrie că 5 zile tranzacționale. Deci, ce sunt aici? 3 medii mobile. Îți dau exponențială, nici una simplă. Îți ia pe perioadă scurtă, pe perioadă medie și pe perioadă lungă de timp. Și îți fac combinații. Trebuie să acum eu luam de perioadă de, de exemplu, la alegatul. E 5, 8 și 13, că sunt numerele lui Fibonacci. Și parametrul la mediile mobile alegatului 5, 8 și 13. Și când îți faci aceste medii, nu îți primesc acești parametri. Așa și la acest masiv. Asta este formula, dacă vreți, după o discutăm. Vreau să mergem mai departe, din asta cu OBV-ul. Aici, convergență, divergență, voi le cunoașteți. Și aici, ce este un OBV indicator? Așa. Indicatorul OBV a fost dezvoltat în anii 1960, mai exact în 1963, a fost în cartea acestei personalități, lui John Granville. La momentul respectiv, indicatorul OBV era un indicator revoluționar al pieței bursiere și până în prezent este utilizat de mulți traderi profesioniști pe piețe de capital pentru analiza, pentru analiza lor și pentru tranzacționare. Și le peste în general de el. El apare sub grafic. Indicatorul de urmă acesta apare sub grafic. Și aici o să vă arăt 3 metode foarte. Nu o să mă complic mult cum se formează cum asta. Vă arăt direct pe grafic cum le luați și le aplicat. O să o folosim așa. Strategia de trend. Strategia medie mobilă, strategie convergență și divergență și cu Bollingerul băți combinat. Eu o să merg mai repede din ele, voi faceți notițe și acasă vă duci și îl aplicați ca să-l memorizați și să-l înțelegeți. Nu o să stau acum să mă aprofundez în fiecare. Da? Aici ați reușit să citiți. Așa, mai departe. OBV strategii. Strategia trendului, convergența și divergența, medie mobilă, EMA de 20, medie exponențială. O medie simplă și o medie exponențială ele puțin diferă. Moving average pe care o facem noi. Dacă ați folosit, voi folosiți media mobilă de parametru 233. Păi acela este exponențial. El se diferențiază în cum se formează. Media mobilă simplă împart tot exact, ca cu noi de la școală. 7, 8, 9, ai nota 9. Da? 8, 9, 10, ai nota 9, media 9 la final, da? Dar dacă ar face o medie exponențială, se bazează mai mult pe rezultatul din prezent. Da, așa. Și acum chiar o să merg și o să plasez pe grafic. De la cum mergem la platformă. Da, așa, aici. Și o să iau euro-dolar, clasic. O să încep să facem euro-dolar. Da, așa. Bătația euro-dolar, sper că nu are niciun grafic. Da, așa. Tune se ia acest indicator. Deci mergem din secțiunea stavca, indicatoră și o să selectăm axiomă și on balance group. Așa. Deci schimbăm culoarea ca să fie mai plăcut. Așa și dăm OK. El a apărut sub grafic. Așa. După ce a apărut acest OBV, mai departe ce facem? Situația. Dacă mergem după strategia trendului. Strategia trendului ce o să ne reprezintă. Ai luat frumos graficul și vezi că este o tendință descendentă. Îți iei o linie orizontală și ți-o parsezi ca nivel de rezistență. Da. Când indicatorul îți trebuie nivelul de rezistență, e ca punctul acesta, da, este punct de intrare în tranzacții de cumpărare. Așa. Mai departe, după ce a fost întrebat, înseamnă că e schimbare de tendință. Când te orientezi la tranzacții de său, te orientezi atunci când OBV-ul este străbătut în partea de jos. De sus în jos. Da, de sus în jos. Da, îi plasez sub el și el deja e ca cum noi vedem schimb de tendință. În cetșorul ca cum o să străbată în partea de jos, o să ne orientăm în cetșorul tranzacții de său. Imediat ce străbați, sau trebuie să așteptăm? Trebuie să așteptăm profe mare, dar oricum la I nu poți să-l folosești pur și simplu OBV-ul. Îți trebuie. În nivel nu uitați de nivelul este. În nivel e scolul lunar închis, profe mare, da? Asta e ceea ce folosim noi ca doar strategie după dacă să mergem și în istoric. Istoricul. Întotdeauna așa se orientează. Deci, din partea de jos orientezi în creștere, îți pui minimile. Se luat minimile într-o creștere, da? Și se pune în așa fel ca să fie tendință. Când ți-o străbat din partea de jos, așa.
ia câte o evidență, da? Când străbate în partea de jos, o să te la tranzacție de sal, e în zona asta. Tranzacție de sal și-a mers așa, mai departe. Aici deja s-a format tendința descendentă. Încep să-ți notezi tendințe descendente care nu au fost străbătute aici. Înseamnă că aici iarăși ce? Iar merg maxim în creștere, nu? Iarăși. Ai. Minimile ți le-ai poziționat pe alți prânțele străbate în jos, te orientezi la tranzacție de sal. Deci așa. Totul dacă mai trebuie să vă arată, nu? Hmm? Dacă mai trebuie să vă arată. Ați văzut vreun indicator care vă arată înainte. Dar toți indicatorii care sunt pe grafic, toți se bazează pe prețul pe anterioare. Nu poți să... De asta și faci o analiză, pentru că dacă puteți vezi ceva... Da, tot s-ar vedea, nu? Da, nu, dar vedeai că, adică, mult mai târziu, nu... Nu așa mi s-a părut. Da, singur a spus mi s-a părut. Da, da, poți să fii mai... Unde stați poți să fii mai atent, independență și de oscilații prețului. Contează foarte mult și oscilații prețului. El ce îți bazează? Ai OPV-ul stabil, de exemplu, din el. Și ia numărul de participanți în piață, adică volumul, și tot se adaugă. Dacă în ziua asta au fost în scădere, el scade din anterior. Și așa acest șor se formează. Pentru că când au creat acest indicator, persoana care a creat era de părerea că cu cât piața, adică prețul este influențat de numărul de cumpărători, numărul de vânzători, adică de volumul lor în piață. Da. Așa. Și de asta și ne orientăm. Asta este ceea ce e legat de trend. Mai departe. O să dau un delit. Voi dăm acasă, o să-l aplicați. Eu v-am dat principiile voastre. Deci funcționează doar trend, toate. Nu e necesar nimic altceva. Din mediul mobil. Din mediul grafic, pentru a ai confirmare, alțărate intrările, adică intrările în piață. Teoretez schimburile de tendință, da. Dar oricum, asta e, toți indicatorii sunt ca o confirmare. La decizia noastră. Da. Mai da. Destul de eficient. Așa, am vrut ca să-l facem și să-l mai... pentru că asta e situația cea mai clasică, mă urmăresc să știu. Așa. Avem și cealaltă situație. Avem următor. A doua situație am zis că o să-l dăm cu... Ce am acolo? Cu media mobilă. De parametru A. Convergența și divergența pe acest indicator. O, convergența și divergența pe acest indicator, ele apar mai greu, sunt întâlnite. Din ce cauză? E fix același principiu. Maxime în creștere, minime, maxime în descreștere. Și că formează acel semn mai mare sau mai mic. Apoi, așa ne găsim și pe grafic și s-a întâmplat să găsim în puncte. Te orientezi din start ce faci? Ce uiți pe grafic? Am văzut din start. Ai maxime în creștere și minime în descreștere din acest indicator. Iar asta este o divergență. Și la ea te orientezi la tranzacții de sell. Dar din ce cauză mă orientez la tranzacții de sell? Simplu. Păi ei, acest. Aici merg minimile, străbat 3 de minim, spune de minimile și dacă se pasează din zona, e zona aici. Chiar spui și în zona asta, prins de la lumânarea aceasta până aici, în zona asta. Pe 10 puncte. 10 puncte se ține în piață, hai o intrare în piață după indicatorul obiune. E clar cumva și fix așa căutați în piață și convergențele, numai clicați deja în partea de jos. Ideea e clar și da. Totdeauna folosești o linie de tendință. Ok, mai adăugăm ceva în indicator. Media mobilă, EMA de 20. EMA de 20, chiar parametrul ăsta l-a pus persoana care a creat acest obiectiv, pentru că cel mai bine merge în combinație, cel mai compatibil este cu EMA de 20. Cum se face? Intrăm la stafca, indicatoră, și avem indicator așa. Mergem la vid, navigator, așa, și aici avem indicatoră, și aici avem trendul lui. Avem moving average, îl luăm și îl plasăm aici. Selectăm aici, nu simplu, dar exponențial și nu close, dar pun datele pe duși în indicator. Și aici selectăm 20. Și când îi dăm un OK, ajunge așa ceva. Nu e pe grafic, dar e pe... Da, este pe indicator. O să-l dau ca să fie mai sensibil. Dacă e pe... Așa și dăm un OK. Ia,
Da, așa. Deci aici este o medie mobilă care oscilează. Noi aici, la media mobilă, care e o mică problemă. Pentru că aici sunt multe intrări false. Da? Te duci în eroare, că dacă sunt testuri privade, în ok, aici e orientație, merge în partea de jos, aici la tranzacții de sau. Dacă te duci, e ideea de tranzacții de sau. În ok, întotdeauna folosit și tendința. Da? Că, da, și tendința, când combin cu EMA, tot e de trans, tot e tendință, dar de multe ori îți arată, vedeți că îți arată intrări, trebuie să-l mărești puțin ca să fie el mai deschis, că așa îți arată intrările mai ok. Că dacă te orientezi, de exemplu, pe o criptovalută, sau să mergi pe gaz natural, apoi intrările aproape merg una în altă. Și foarte dificil. Deci pe criptovalută cel mai bine să folosești media mobilă. Așa. Și el trebuie să fie cât mai desfăcut ca să poți interpreta intervenția piață. E clar? Imaginați-vă că asta este graficul și asta este moving average care a fost pe grafic. Și ca după asta te orientezi. Așa, la toate acestea sunt intrări scurte, v-am spus, intrări de 10-15 punct maxim. Intrările sunt scurte. Așa, și acum mai adăugăm încă un comunicator. Deci, ultimul o să fie Bollinger Bands cu parametrul de 50. O, aici nu trebuie pe... Aici nu pe indicator. Aici o să fie pur și simplu. Așa, Bollinger Bands. Și o să adăugăm pe... De parametrul 50, nu clasic. De parametrul 50. Așa, cum se folosește aici? O parte din voi cunoaște. Ți-ai luat Bollinger Bands, nu? Și ți-ai luat chestia. Teoretez că Bollinger Bands iese din banda superioară. Odată ce a ieșit, e stat să fie tranzacție opusă, dar teoretez să aibă confirmare și acesta. Intrarea în tranzacții de sau. Și aici tot sunt intrări pe perioadă scurtă. Dar asta chiar se folosește fără indicatorul de volum. Nu mai Bollinger Band de 50. Noi până acum îl folosim de parametru 20, clasic, nu? Care e diferența între 20 și 50? De lumânări? Diferența că nu, dar ce reprezintă așa 20 la Bollinger Band? 20 la Bollinger Band, asta reprezintă media mobilă de centru. Media mobilă din centru. Practic, va merge tot și media va merge și la mijlocul. Da. Bollinger Bands 20 are EMA de 20. Bollinger Bands 50 are EMA de 50. Așa, și când ai o străbatere, păi te-ai uitat la tranzacție de sără. Unde sunt străbatere? Străbatere e opusă. Străbatere în jos sunt bani. Și se introduce pe perioadă scurtă. Pentru că înseamnă că aici au fost mișcări foarte puternice într-o direcție. Bollinger Bands sunt 20 și se facă față. Pentru că zice ce sunt? Sunt linii egal departate, ca nu linii. Da? S-a bate și strană. Și te orientez confirmarea după instrumentul acesta. Deci aici se unește minimul. Așa, punare străbatere, ieșișire din bunice. E clar? Și când facem zel acolo? Sălul, când s-a închis, da? S-a închis lumânarea? Da. Da, din stabil se schisă, fără confirmare. Că dacă se închide în partea de deasupra, în cazul în care el continuă mai sus, când continuă mai sus de Bollinger, atunci când linia merge în afară de lumea, înțelegeți? Deci dacă este așa, este obligat să întoarcă în canal. Dacă e lipită de linie, da? Nu, dacă este lumânare, că ieșit, uitați-vă chiar și aici, o străbătut și linia îi încoace. El evident că o să întoarcă înapoi în canal. O să-ți facă o intrare, chiar și să măsoare intrarea asta, are peste 10 puncte. Când iese, anume când iese din canalul Bollinger. Am măsurat, are 14 puncte. Deci într-o veste ascultă de 50-15 puncte, le străim din viață. E, când o ieșit. Da, imediat. Poftim? Întrăm când iei când încă de acolo? Nu, deschizi tranzacție și tu te-ai profit din start, 50 puncte. Atât-i tot. Nu trebuie să te complici mult. Cu 50 puncte se lucrează aici. Da, cu 5. Asta pentru numărul de lot. Da, cum trebuie să iei scalde. Dar te orientești după acest obiect. Așa. Întrebări. În momentul în care ai intrat deja în această, să zic, în canal, în canal, da? Atunci deja e prea târziu. Deci trebuie în momentul în care lumânarea este închisă în afara canalului, atunci se dă sau. Da. Atunci.
Nu necesită deja poți să îți facă numărul de puncte. Nu necesită o confirmare. Corect. Deci noi trebuie să ne asigurăm că geamul are să închide în afara canalului. Da. Și după aia imediat să... Deci e o de tip în H1? Păi H1, H4 nu contează. Care e intrață și în aceeași ieșiță. Nu, am zis că el arată mai concret, asta mă refer. Ok, mai concret. Care e diferența dintre time frame-uri? Perioada asta am spus de prețul din timp. Înțelegeți, dacă o să intai prea mai mare, o să ai un prea din timp, dacă o să intai prea mai mare, o să iei altul prețul din timp, media lor. Da, ori te orientezi în H4, ori în H1, cam tot aceea, numai că diferențezi perioada. E clar? Și profitul din diferență.